총 리스트로 선발했으니까 시카고. 자, 첫 사람은 보이고 리스트 프레임 기쁨 대폭. 프리물 기쁨 대폭 리스트 폭을 자든 소문 사오셰미네요. 아까도 해봤지만 포대 피스를 privești și să-l auzi cum pocnești. Și poate fi foarte important să te duci când ești mic după lemne, rugat de bunici. Știți voi, copii, eu recunosc, vor să se simtă utili. Și atunci, când pot să-și încălzească casa și să primească oaspeți într-un mediu cald, sunt foarte fericiți. A doilea tip de foc este focul roșu spre portocaliu, care poate semnifica patosul cu care mănânci portocala aia zenoasă, sau poate semnifica căldura familiei care, preț de câteva zile, sunt dispuși să renunțe la griji și la serviciu și să petreacă cu tine timp de calitate. Și apropo de timp de calitate, îmi amintesc cu familia, decoram pom. Și amintesc că eu cu mama legam bomboanele și toate le puneam brad că era mai înalt. Acum s-a schimbat puțin ierarhia și conform tradiției, pentru că cei mai înțelepți nu pot sau nu au timp să împodobească pomul, eu împodobesc și pomul, și pomul bunicilor, că de ei este vorba. Apoi, mai avem și o variantă a focului roșu, care e un plus de energie, mereu gata să fie acolo focul acțiunii și gata să sară în ajutor și aparține, de fapt, mamei soacre, care de-abia așteaptă să vină și să te ajute la anumite chestiuni, cu dragă inimă chiar. Și mai ales vrea să te ajute la făcut de prăjituri. Și ce prăjituri? Abia te chinui să mănânci cu moderație. Următorul foc este cel albastru, un foc mai neobișnuit, dar vă spun care are legătură cu copilăria mea și cu adolescența. Atunci când mă întâlneam cu băieții și mergeam la colindat, din sat în sat, și eram cam 12. Plecam dimineața și seara ajungeam dintr-un sat în celălalt, ghidați doar de către lună, mergând pe poteci mai mult sau mai puțin umblate și ghidat de către spiritul nostru de camaraderie. Aveam curaj, sincer, vă spun, aveam curaj, deoarece puteam să ne opunem eventualelor pericole care se auzeau din lumea din portare. Și mergând tot înainte, ajungeam la destinație, unde, după câteva colinde strașnice, gazdele ne pregăteau de mâncare, cozonaci, calzi, bun. Și după ce mâncăm, bineînțeles că beam puțin. Unii preferă vin cu scorțișoară și cu măr sau portocal. Și alții sunt de altă părere. Preferă fiindcă fiartă, care este făcută, cum știți, cu caramel, zahăr caramelizat și cu aromă de coj de mandarină. Și când bei, te arde în piept. Dar când bei foarte mult, te cam arzi. Și de aici vine focul albastru. Un coleg de-al meu a pățit chestiunea aceasta. Când să plecăm, l-am mai putut ridica de pe canapea. Și, ca să-l ducem acasă, l-am ajutat urcându-l într-o roată. Și preț de 5 km am făcut schimbul când era o mâine. Și într-un final am ajuns cu mine acasă și colegul a fost mai mult decât recunoscător. În final, cele trei focuri ale Crăciunului merită sărbătorite cu prietenii și cu familia. Deoarece aceste două categorii merită cu adevărat
și la nevoie că se cunosc. Mulțumesc!